Recent, primarul orașului Simeria, Iulius Bede, a refuzat să semneze statele de plată, motiv pentru care 75 de funcționari și angajați ai primăriei Simeria nu și-au luat salariile. Pentru a analiza și clarifica situația, prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, s-a deplasat în această dimineață la primăria orașului Simeria, însoțit de directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, Adrian Bozdog. Fostul primar al orașului Simeria, Emil Râșteiu, actualmente consilier local, susține că Iulius Bede își face de fapt campanie electorală, știut faptul că, în general, funcționarii nu sunt prea agreați de cetățeni. Pedepsind funcționarii pentru că nu muncesc, crește numărul de voturi. Numai că, în realitate, funcționarii suportă consecințele faptului că nu au vrut să încalce legea, așa cum le-a cerut primarul, mai spune Emil Râșteiu. Să spun lucrurile pe jumătate. Mai mult se mută personal specializat pe diferite domenii, personal, evidența populației sau stare civilă, se mută la executări civile în domeniul economic. Zic eu, este o pedeapsă pentru persoanele care nu au răspuns solicitărilor de a face lucruri ilegale. Și mi-asum treaba asta, întrucât a cerut persoanelor din primărie unor persoane din primărie să facă modificări de hotărâri de consiliu. Lucru ilegal. Și normal că oamenii au refuzat. Lucru pe care mi le asum și nu am și dovezi în sensul ăsta. După discuțiile din această dimineață, cei 75 de funcționari și angajați ai primăriei Simeria speră totuși ca astăzi, până la sfârșitul programului de la trezorerie, primarul Iulius Bedea să semneze statele de plată, astfel încât măcar în 15 mai să primească salariile. Altfel, vor sesiza Inspecția Muncii și vor face plângere penală pentru abuz în serviciu. Discuțiile, eu zic, au fost constructive în prima fază, urmând ca dacă nu, aceste lucruri nu sunt puse la punct, internet Hunedoara, în cazul în care va fi sesizat, va aplica legislația în vigoare. Legea spune că ar trebui să lăsăm o măsură de plată a salariilor, pentru că salariile se plătesc înainte de oricare alte plăci. Ulterior, dacă după 30 de zile, după expirarea timpului pe care noi lăsăm ca măsură, să sancționăm pentru neîndeplinirea măsurilor, iar dacă trec cele 30 de zile specificate de lege de neplată drepturilor salariale, să sancționăm instituția sau primăria cu cuantumul stabilit de lege. Ne gândim chiar la o plângere penală de abuz în serviciu, că nu se poate, deci consider că este un abuz refuzul acordării salariilor, dacă chiar cineva este vinovat că nu și-a făcut sarcinile de serviciu, sunt demersuri legale care pot fi făcute doar pentru această persoană, se constată vinovăția și pot fi aplicate sancțiuni conform legii, dar nu acord salariile la întreg personalul pe considerente că o persoană sau două nu și-au îndeplinit sarcinile de serviciu. Redacția Hunedoara 1 a încercat și astăzi să ia legătura cu primarul Iulius Bedea pentru a-și prezenta punctul de vedere, dar nici de data aceasta nu a răspuns apelului. Rămâne de văzut dacă și când va decide primarul orașului Simeria să intre în legalitate.